Hello, și bun găsit înapoi la show! Haideți că nu ne-am auzit cam de o lună, corect? Da. E bine, m-am luat cu alte chestii. Am lăsat YouTube-ul cam pe linie moartă. Probabil și din cauza faptului că eu consider că am cam rezolvat pentru moment subiectul cu Dacia Sandero și Logan. Am zis cam tot ce cred că era important să discutăm despre aceste modele. Vom mai vorbi un pic despre ele acum. De data asta, acest episod va fi un fel de vlog pur și simplu. Nu vom mai aborda un subiect specific. Vreau doar să vă mai povestesc câteva chestii, să vă răspund unor anumite întrebări și probleme pe care le-am văzut că le-ați pus. Am verificat acum secțiunea de comentarii timp de 2-3 săptămâni de când n-am mai făcut nimic cu canalul ca să văd cine ce a întrebat pe acolo. Și să vă mai zic ce am făcut și eu, să vă întreb ce ați făcut și voi. Sunteți bine? Sunteți în stare de sănătate bună? Cum stați cu COVID-ul? Sper că nu vi s-a întâmplat nimic periculos, nici vouă, nici apropiaților voștri. Mă bucur să văd că am început să ne relaxăm. Deja nu mai trebuie să purtăm măști afară, dar nu în aglomerație, deci în piețe, în stații, în mașini. Transport public este de genul ăsta, trebuie să purtate măștile, dar începe relaxarea de vară, să sperăm că nu vom avea o recidivare a COVID-ului peste vară, spre toamnă, din chestia asta. Și asta ține numai de vaccinare. Mă bucur să văd că lumea se vaccinează. Am fost și eu, nu m-am povestit, vă zic acum, am fost la vaccinarea COVID, m-am programat la Romexpo pentru Pfizer. Și am făcut atât vaccinul, primul vaccin, cât și consolidarea sau rapelul sau doza a doua, cum vreți să o numiți. N-am pățit nimic, n-am suferit mutații, n-am devenit X-Men, mi-aș fi dorit eu. N-am absolut nimic, mă simt perfect, important este să și meargă acum. Dar cred că funcționează, am vorbit cu niște cunoștințe care și-au făcut și testul eficacitate și au un număr foarte bun de anticorpi în corp în momentul ăsta. Și da, m-am dus, mi-am făcut, doza este infimă, nici nu o simți când o faci. Reacții secundare nu prea mi s-a întâmplat să fac, deci am avut, la prima doză n-am făcut absolut nimic. Și acum, la a doua doză, după ce am făcut la circa 24 de ore, deci a doua zi, am avut un scurt frison, dar puternic. Vreo 5 minute m-a ținut, dar am dârdâit ceva de genul că nu mai puteam să mă dau jos din pat, deci eram complet imobilizat. Frison de ăla în care dârdâi, tremuri atât de tare încât pur și simplu te dor mușchii. Și după aia mi-am dat seama că urmează să fac o febră destul de mare dacă am avut așa un frison violent. Am luat preventiv un paracetamol, m-am culcat și febra a ajuns pe la vreo 37 cu 8. Nu foarte mare, nici măcar nu poate fi considerată febră cu adevărat. Și de atunci nu mai am absolut nimic. În rest, reacție locală, un pic de durere la locul respectiv și o zi sau două după aia nu v-aș recomanda să trageți de fiare sau să faceți alte activități stresante cu mâinile, pentru că simți ca și cum ai avea o febră foarte puternică în mână, deci foarte puternică, adică te ia de pe la umăr de unde îl faci și după aia amorțeala aia se duce cam până la omoplata aici și cam până la cot. Posibil și antebrațul ajunsesem chiar într-o anumită fază în care nu mai aveam forță în mâna stângă unde am făcut decât să, adică nici să țin o cană cu apă sau ceva de genul ăsta. Dar asta a trecut relativ rapid, în 2-3 zile ești fresh, n-ai nicio treabă. Eu acum n-am absolut niciun fel de probleme cu mâinile. Cu mâna, de fapt. Deci nu este extraordinar. La Romexpo am fost. Trafic mare pe acolo, plină sala aia de oameni. La Romexpo știți că au expoziția, au hălile alea mari. Au amenajat acolo, nu știu dacă ați fost, dar e bine amenajat. Au amenajat ca niște cabinete de campanie acolo, într-o compartimentate frumos, te trimite acolo, îl faci rapid, te duci pe partea aia, ieși în partea aia a sălii principale, unde au amenajate scaune cu distanțare socială între ele de câțiva metri și stai acolo un sfert de oră, 20 de minute,
să vezi dacă ai vreo reacție alergică la vaccin, pentru că e important, după care îți dă certificatul că ești vaccinat o dată sau de două ori și ieși și n-ai nicio treabă. Deci, foarte expeditiv, foarte corect. Am intrat în vorbă de fiecare dată și cu asistenta ce mi-a făcut vaccinul și de fiecare dată mi s-a spus că au trafic mare pe acolo. Adică a doua oară mi-a zis asistenta că au și 7.000, parcă ții minte, că parcă 7.000 de oameni pe zi, mi-a zis, care le trec pragul. Și e bine. Eu sunt fericit cu chestia asta, pentru că înseamnă, știți cum e, ca orice pandemie, că asta cu COVID-ul n-a fost prima pandemie care a amenințat societatea umană și nici ultima nu va fi, știi? Dar ca orice pandemie, este bine să te vaccinezi în masă, pentru că așa elimini riscul, da? Este important. Bun, acum, ultimele video-uri pe care le-am făcut în legătură cu mașini sunt cu, în primul rând, cu crash testul pentru noul Sandero. M-am declarat nesatisfăcut cu rezultatul Euro NCAP. Am adresat deja de două ori problema asta și bineînțeles că mulți oameni consideră că am trădat Dacia. Eu nu consider că am trădat-o, deci mie îmi place Dacia, sunt un fan al lor, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i apăr până la calendele grecești, da? E o mașină făcută pe o platformă de ultimă generație de la Renault. Vărul lor de platformă Clio a luat 5 stele Euro NCAP, Sandero și Logan au luat 2 stele. Diferența nu constă doar în lipsa echipamentelor de siguranță activă cu care, sau fără de care se poate trăi foarte bine în zone pe toate rânduri, ci evident o structură de rezistență făcută din materiale mai ieftine și, bineînțeles, nu atât de rezistente cum sunt în cazul lui Clio. De asta, în cazul Clio-ului, manechinele acelea la crash test sunt verzi, iar în cazul Daciei sunt galbene, portocalii, pe alocuri roșii. Deci, nu este un rezultat satisfăcător. Da, știu că am apărut, eu n-am găsit nimic de genul ăsta, poate îmi ziceți voi de unde ați știți informația asta, dar știu că se zice că cei de la NCAP i-ar fi dat 4 stele la crash test și 2 la testul total. Așa putem spune că au luat și 20, dar până la urmă testul contează și are 2 stele acolo, da? Deci, nu știu de unde ați scos 4 stele alea, poate mi-a arătat și mie, dar eu n-am găsit nimic de genul ăsta ca să aibă independent scorul de 4 stele la NCAP, la crash. 2 stele am văzut. Dar, pe de altă parte, recunosc chestia asta că există o diferență, o mică mare diferență de care nu am conștientizat treaba asta între testul de impact frontal lateral între Clio, cum a fost testat cu 2 ani, și Sandero. Pentru că, stați să vă și arăt. Deci, uitați-vă aici, da? Avem, pur și simplu, au modificat procedura. Deci, acum 2 ani de zile, Clio a fost testat cu o barieră deformabilă la impact lateral frontal la 64 de km la oră, dar că bariera era fixă în cazul Sandero-ului. Bariera era mobilă, deci era un alt vehicul și venea fiecare unul în altul cu 50 de km la oră. Asta înseamnă că viteza relativă unul față de altul era de 100 de km la oră, ceea ce invariabil este mai mult decât în cazul Clio-ului. Deci da, aveți dreptate, e o mică mare diferență aici. Nu numai asta, dar la impactul full frontal au exact aceeași viteză. La impactul full lateral are cu 10 km la oră mai mult în cazul Sandero-ului și la impactul cu stâlpul au exact aceeași viteză. Deci da, există o diferență, recunosc chestia asta, dar eu personal nu, asta nu mă face să mă simt mult mai bine, sincer să fiu, adică tot e destul de rău. Ce vreți? Alte materiale mai ieftine ce au fost construite în structura de rezistență, ce au fost folosite la construcția acestea. Asta e realitate. Acum există mai multe puncte de vedere aici.
Dacă vrei o dacie de bază, n-ai niciun fel de pretenții de la ea, nu vrei dotări pe ea, nu vrei nimic. În continuare, rămâne o mașină nouă de un preț imbatabil, chiar și cu aceste minusuri de siguranță. Dacă vrei o mașină de familie mai dotată și mai echipată și mai nu știu ce, există și alte în banii ăștia, în 13, 14, 15 mii de euro, cât costă un Sandero sau un Logan cu pretenții, există și alte opțiuni. Există și alte opțiuni, Clio, spre exemplu, ce nu au atât de multe echipamente pe ele puse în banii ăștia, dar au manechinele verzi și au 4 sau 5 stele. Mi-a zis cineva că pentru el nu contează stelele, că la fel de bine poți muri și în cazul unui BMW, cum poți muri și în cazul unui Logan în caz că se întâmplă ceva. Într-adevăr, în funcție de impact, poți muri la fel de bine și în cazul unui BMW ca și în cazul unui Logan. Nu te contrazic pe chestia asta și că el vrea la prețul ăsta, la bani puțin, să aibă gadgeturi. Keyless entry și start, navigație, tot felul de bris-brisuri de astea. Este alegerea voastră, vă înțeleg. Dacă vreți să renunțați la dotări de siguranță, de fapt nu la dotări de siguranță, la un factor de siguranță mai mare, dacă vreți să ziceți așa, în favoarea echipamentelor mai high-tech față de un concurent direct, este alegerea voastră, nu este nicio problemă. Asta nu înseamnă că eu pot apăra faptul că, evident, au folosit materiale mai proaste pentru siguranță și că asta înseamnă că are un factor de siguranță mai redus, cum au demonstrat cei de la Euro NCAP, și pentru mine, eu consider că siguranța este unul din criteriile principale ale oricărei mașini, ale oricărui vehicul. Bun, cam atâta cu Dacia, am tot rumegat subiectul la infinit. Mai am o chestie pe care vreau să o adresez. Nu mă așteptam sincer la așa o reacție. Am făcut acum ceva vreme un clip cu primele mele impresii despre noul Hyundai Elantra 2021. Și nu mă așteptam ca Hyundai Elantra să aibă niște fani atât de, hai să-i spunem pasionați, să le spunem pasionați. Și am primit multe, multe comenturi în care, mamă, s-au luat, au turbat, s-au luat de mine că le-am jignit modelul favorit. Că cine sunt eu să comentez, că ce nu știu ce, și că sunt un habarnist, și că nu m-am dus să văd modelul în showroom, și că am luat poze și am furat de la alți revieweri adevărați și zic, wow, nu mă așteptam la așa o reacție. Dar e ok, nu e nicio problemă. Dar m-am gândit să răspund câtorva dintre acuzațiile astea. Primul rând, faptul că am furat. Nu, în primul rând, faptul că nu am făcut un review adevărat. N-am pretins să fac un review adevărat. Nu scrie drive test acolo. Da? Sunt primele mele impresii despre noul model. Și eu zic că sunt impresii documentate corect și sunt impresii pertinente. Nu sunt nimic din ce am zis acolo este fals sau este mincinos. Da? Am lăudat mașina pentru aspectul interior și exterior, care este unul foarte ok, dar este un pic controversat, cum la vremea ei a fost și Renault Laguna și Renault Versatiz și așa mai departe. Este o mașină ce poate fi considerată de anumite persoane urâtă, de alte persoane frumoasă. Eu personal consider că noua Elantra are un look foarte, foarte frumos. Și am zis și ce nu-mi place, ce consider că putea fi lucrat mai bine la ea. Este o mașină aspectoasă, frumoasă, elegantă, dar mediocră ca și tehnologie folosită, spre deosebire de concurenții direcți. Asta este tot ce am zis. Nu trebuia să o conduc ca să-mi zic chestia asta. Acum vreți să acceptați chestia asta? Nu vreți să o acceptați? Este treaba voastră. Până la urmă, este o mașină că, domne, eu care pun, am, vreau să-mi iau Elantra și dacă pun și rabla pe ea și oferta Hyundai și nu știu ce, mă duce la 18.000-16.000 de euro. Păi bravo ție, dar eu prefer să vorbesc despre orice mașină cu prețul de listă afișat. Știu că cei de la Hyundai își poartă pe pagina principală de web ofertele, pentru că asta fac ei, dar pe de altă parte și toți concurenții lor direcți au oferte, nu doar Hyundai. Doar că te duci la dealer, la showroom și vezi acolo, domne, discuți cu omul ăla, zici,
cum facem, ce facem, ce oferte îmi poți face, câți bani am, ce vreau de la ea, ce nu știu ce, și se găsește o soluție. Asta este. Negocierea face parte din chestia asta. De asta eu prefer să discut pe prețul full de listă, pentru că ăsta este corect. Este obiectiv. Da? Atâta cost. Noi, la întrag cost, nu știu, începe de la 20.000 de euro sau cât și se duce spre 25-25 ceva de mii. Îți convine, nu-ți convine, asta este. Ce alte mașini există în banii ăștia? Cam toți concurenții. În banii ăștia poți lua și o Skoda Octavia și o Mazda 3 și un Renault Megane și cam orice alt concurent direct. Nu știu dacă toți îți vor face niște oferte atât de bune, oferte speciale, Rabla și nu numai, cum îți pot face cei la Hyundai, dar concurenți există. Acum, mi-ați zis că, fai de mine, ce am făcut, că le-am furat materialul, review-urile altora și că stau în sufragerie și că fac review-uri din munca altora. Poate vreți să-mi ziceți și mie cui am furat munca eu, pentru că eu sunt sigur că n-am furat nimănui munca. Tot ce zic eu vine din mintea mea, na? Din burta mea le scot. Acum că vă plac sau nu ideile mele, că sunt pertinente sau nu, asta e opinia voastră, dar eu nu fur pe nimeni niciodată. Pe cine am furat eu? Mi-am zis opinia despre anumite aspecte ale acestui model. Ce aspecte care îmi plac, aspecte care nu îmi plac. Are un motor arhaic, ăsta este adevărul. Au tras de preț, au pus un motor pe MPI de acum 15 ani, că tehnologie. Ce pot spune? Cu o putere adecvată. Vă place motorul? Luați-l, fraților. Nu vă place motorul? Vreți un motor turbo cu aceeași putere? Se găsește de un litru, un litru și ceva, cât vrei tu. Megane are, Volkswagen are, Skoda are, unde vreți. Hyundai, cealaltă modele au. Care e problema? Mi se pare corect la prețul ăsta, care începe de la 20.000 de euro, să nu ai buton din standard de deschidere a portbagajului? Nu, nu mi se pare. Pentru că buton ai și pe Logan acum, din standard. Da? De la 8.000 de euro cât costă Logan standard. Nu mi se pare. Mi se pare corect ca să ai o mașină, pe o mașină care concurează cu, ca preț mă refer cel puțin și în aceeași categorie cu Renault Megane sau Mazda 3 sau mai știu eu ce, să ai becuri incandescente chiar și pe nivelele cele mai mari de echipare. Nu, nu mi se pare să ai semnalizare pe bec incandescent. Mi se pare că au furat undeva ca aspect, mai ales ținând cont de aspectul high-tech al vehiculului, unde nu trebuie să fure. De dragul prețului, îmi imaginez. Ce pot spune? Asta este adevărul. În standard, Elantra n-are nici măcar lumini de zi sau de poziție cu LED, are tot cu halogen. Alți concurenți au din standard LED-uri la lumini de poziție și de zi. Ai chestiile alea care dau tot ca nu cam perete, care am uitat să zic despre ele, ramele, decorațiunile alea negre de pe ramele geamurilor sunt de negru mat, foarte urât dau dat fiind aspectul foarte elegant al caroseriei și faptul că pentru bare nu știu de ce au folosit plastic lucios ca tușe de accent, iar la ramele geamurilor au folosit plastic de acela urât mat, asta este. Asta e adevărul. Ai un portbagaj care s-ar fi pretat, o linie a caroseriei care s-ar fi pretat excelent unui Hyon și ar fost mult mai practică și au ales soluția cu portbagaj normal, tot din motive de cost. Zic ce văd. Ce din toate astea ce am zis nu este adevărat? Eu zic că toate sunt adevărate. Că am folosit poze de pe net și numai. Nu sunt singurul. Pozele care le-am folosit, de fapt toate imaginile care le-am folosit în clipul respectiv, sunt luate din pachetul de presă al celor de la Hyundai pentru modelul respectiv. Nu le-am furat de nicăieri. Da? Și sunt aceleași poze folosite de multe alte publicații la vremea respectivă. Da? Ca să vă arăt, putem foarte simplu. Fiți atenți aici. O secundă să stabilim clar cum stă treaba. Deci, uitați-vă, Car Driver, da, 2021 Hyundai Elantra, aceeași poză pe care am folosit-o și eu, da, aceeași poză,
Vreți să vedeți mai multe? Vedem mai multe imediat, nicio problemă. Ia uitați aici, 19 poze în galerie. Ia să vedem. Da? Exact pozele pe care le-am folosit și eu. Toate pozele astea vin din pachetul de presă pentru modelul ăsta al celor de la Hyundai. Care e problema? Nu văd nicio problemă, n-am furat pe absolut nimeni. Că nu m-am dus să văd modelul. Într-adevăr, nu m-am dus. Și să vă zic și de ce nu m-am dus. Pentru că nu-mi pasă atât de mult de el. Fundamental vorbind. Era o situație cu COVID-ul, n-aveam chef să stau să mă plimb de nebun prin tot orașul ca să văd o mașină și să pot să vă pozez cu telefonul mașina respectivă ca să vă conving că am văzut-o pe view. Poate mă voi duce pe viitor acum că s-au relaxat treburile, dar momentan n-am fost să o văd în showroom pe view. De ce n-am fost să o văd în showroom pe view și să o comentez pe view în showroom? În primul rând nu știu dacă m-ar fi lăsat, până la urmă cei de la Dacia n-au vrut să mă lase să le văd, să le comentez pe view în showroom Sandero sau Logan, pentru că departamentul lor de marketing e plin de capsomani. Dar asta este partea a doua. Și n-am considerat că merită, dat fiind și restricțiile cu care ne-am tot confruntat și toate chestiile astea, să mă obosesc să mă duc până acolo, până la urmă nu mă plătește nimeni. Poate mă voi duce pe viitor de curiozitate și chiar dacă m-aș fi dus, eu cu telefonul în showroom nici n-aș fi avut lumina necesară și nici calitatea imaginii necesară să vă prezint, să vă fac niște poze mai bune decât ca și calitate sau mai clare decât astea din pachetul de presă, care sunt poze profesionale. Dacă vreți să vedeți mașina pozată în showroom, sunt mai mulți indivizi ce s-au dus deja și ați văzut calitatea cum arată, da? Deci lumină proastă, comentariu absolut non-existent, niște bălmăjele acolo în surdină ca să nu deranjeze stafful și clienții în microfonul telefonului, nu înțelegi mai nimic. Dacă asta vreți să vedeți, sunt alții. Eu am preferat să stau aici frumos, să vă arăt niște poze de calitate bună și să vă comentez niște chestii pertinente, având libertatea să fac acest lucru. Acum, dacă vor dori cei de la Hyundai sau voi reuși pe viitor să obțin o mașină, să o filmez în condiții, să fac un POV, să o filmez un walkaround în condiții mai bune, deci nu constrâns de restricțiile din showroom, atunci voi face și acest lucru dacă vor permite și restricțiile, vor permite și cei de la Hyundai și așa mai departe. Poate că voi face, dacă voi avea timp și chef. Da? Momentan am considerat că este suficient. Modelul, când am făcut videoul acela, de-abia apăruse, nici nu știu dacă l-a aduseseră încă în showroom. Da? Și am zis că este destul. Dacă nu este destul pentru voi, până la urmă nu vă ține nimeni să vă duceți în showroom și să vedeți. Până la urmă nimic din ce am vorbit în acel vid nu e ceva, n-am vorbit nimic ce ține de experiență personală, să zici, domne, n-ai condus, deci nu știi. Nu, n-am zis decât chestii evidente pentru toată lumea, pe care le poți verifica pur și simplu intrând pe site-ul celor de la Hyundai și uitându-te la pachetele de dotări sau motorizări. Și mi-am exprimat opțiunile despre aceste, nu opțiunile, opiniile, pardon, despre aceste lucruri. Este atât de simplu, puteți să vă frecați voi cu fundul de pământ cât doriți. Dar asta este chestia. Nu vă place conținutul meu, până la urmă nu vă împiedică nimeni să plecați. Nu vă cere nimeni să vă uitați la mine ce fac. Asta este, eu fac pentru oameni pe care îi interesează ce am de zis. Consideră că merită să mă asculte. Nu vă interesează, aveți alte opțiuni. Pare rău că v-am jignit mașina favorită, dar pe de altă parte merită criticată, da? Ce pot spune mai mult de atât? Până data viitoare vă doresc să aveți o zi absolut superbă. Sper că sunteți cu toții absolut sănătoși, fericiți, prosperi, ce doriți voi să fiți. Și vă doresc să aveți absolut zile superbe și numai bine. Încă o chestie. Să-mi lăsați feedback în secțiunea de comentarii, dacă vreți. Aș dori să știu chestia asta. V-ați luat Loganurile, Sandero-urile? Imaginez că o parte dintre cei ce mă urmăresc chiar v-ați luat mașinile noi, nu? Cum merg? Cum vi se par? Cum una alta? Ce oferte ați prins? Cât ați dat pe ele? Să-mi lăsați și mie feedback
și pentru ceilalți viewer, desigur, feedback în comentarii. M-ar interesa să știu chestia asta. Și dacă aveți un Logan sau un Sandero nou-nouț și doriți, sunteți din București și doriți să mă lăsați să filmez o prezentare cu ea, atunci mă puteți apela pe adresa de mail de mai jos sau pe Facebook. Vă doresc să aveți o zi absolut superbă, cu restricții reduse și numai bine. Bye bye!